Un fenomen care este o problemă de sănătate publică s-a transformat într-un fenomen social. Lumea înțelege foarte puțin că este vorba despre, până la urmă, despre o viroză respiratorie, cu o mortalitate care este similară cu cea a infecției gripale. Eu nu vreau ca oamenii să fie neglijenți, dar pe de altă parte nici nu trebuie o îngrijorare excesivă. Cei care fac forme complicate, forme mortale, sunt persoanele în general cu vârste de peste 80 de ani care au comorbidități. Acolo avem o mortalitate mai mare de aproape 15%, însă la celelalte categorii de populație e o mortalitate între 0,2% și 0,4%. Infecția poate fi prevenită prin măsuri igienice simple, cum spunea și dumneavoastră, și cred că un lucru cu care trebuie să ne luptăm în momentul de față este legat de aceste consecințe sociale pe de-o parte și de discriminare pe de altă parte. Adică s-a ajuns în situații extreme încât produse, știu eu, care proveneau din China, acum avem o discuție dacă produsele care provin din Italia sunt sigure sau nu. Persoanele care vin din Italia, eu sunt convins și am informații foarte certe că sunt marea majoritate a localităților din Italia, se, activitatea socială și economică se desfășoară fără probleme, nu au astfel de infecții. Deci, una este să fii vigilent și altceva să fii panicat și să răspândești informații sau să ai comportamente care în niciun caz nu sunt în regulă într-o astfel de situație. Până la o eventuală epidemie cu acest coronavirus în România, se pare că s-a instalat deja epidemia de panică. Da, este epidemia de panică datorită lipsei de informare. Poate datorită faptul că nu este un tratament exact, da, și nu oamenii există sunt un tratament, îngrijorați. Dar să știți că pentru marea majoritate a infecțiilor respiratorii, virozelor respiratorii, nu există tratament. Și sunt foarte multe viroze, tipuri de viroze respiratorii pentru care nu există tratament. La gripă există un anumit tratament, celebrul medicament, oseltamivir, o să spun denumirea comercială, dar care în anumite situații nu influențează nici el categoric starea, evoluția bolii. Ce vreau să vă spun însă este că noi trebuie să lămurim lumea că trebuie să respectăm niște măsuri igienice de bază. Spălatul de pe mâini, cred că e cel mai comun măsură pe care ar putea toată lumea să o respecte, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă cineva are o viroză respiratorie și cu siguranță nu are nici un fel de link epidemiologic, legătură cu cineva care ar putea să aibă infecția, n-are rost să îngrijoreze, n-are rost să se apeleze serviciile de urgență, trebuie pur și simplu să-și contacteze medicul de familie. Asta e conduita normală și, Doamne ferește, o să apară epidemia cu coronavirus până în vară, că odată cu apariția căldurii, probabil că transmiterea acestei boli se va diminua foarte mult. Spuneați că virusul nu rezistă, da, la temperaturi, nu rezistă înalte. La temperaturi. Ce temperaturi mai exact? Afară este peste cald, 20 dar de grade, la temperaturi de peste 20 de grade, de obicei se inactivează repede. Deci ne ajută un pic vremea de afară. Ne va ajuta probabil chiar și uscăciunea, pentru că uscăciunea favorizează inactivarea virusului împreună cu căldura. Dar dacă chiar va apărea o astfel de situație, mare, încă o dată, marea majoritate a cazurilor vor fi cazuri ușoare sau medii, cum sunt și în China. Sigur, sunt categorii la risc, dar până la urmă, datoria noastră este să putem să identificăm, să-i tratăm pe toți la timp. Cei care au nevoie de tratament special, spitalicesc, dar restul se tratează în mod obișnuit. Am văzut ca pentru că românii din țară sunt speriați de românii din Italia, care ar putea să se întoarcă tocmai foarte speriați și panicați de aceste cazuri. Ce recomandări aveți pentru românii care vor să se întoarcă în țară? Ei trebuie să completeze la punctul de intrare în țară, la punctul de frontieră, indiferent că e aerian sau terestru, un chestionar. Dacă cumva vin din zona localităților afectate, este o listă afișată la toate punctele de frontieră să declare acest lucru și atunci vor fi plasați în carantină. Ce spuneam și ieri și văd că lumea a început să înțeleagă acest lucru, este o problemă de responsabilitate individuală aceasta. Deci nu este o chestiune legată de modul cum ne organizăm noi ca stat. Fiecare, dacă știe că vine dintr-o zonă care este afectată și ar putea să aibă sau să transmită boala, trebuie să declare acest lucru și să se supună măsurilor de sănătate publică. Cine vine din zonele înconjurătoare acestor localități se va izola la domiciliu timp de 2 săptămâni, primind cu această ocazie din partea autorităților indicații cum să se comporte, care sunt măsurile igienice și așa mai departe. Domnule profesor, se va izola la domiciliu, dar în acea locuință sunt și restul membrilor al familiei, da, care nu vor
sta izolați, deci pot transmite mai departe. În mod normal, toată familia trebuie să stea izolată pe perioada celor 14 zile. Și ce fac cei care trebuie să meargă la muncă? Ce fac copiii? Există o procedură care motivează absențele la serviciu ale celor care sunt într-o astfel de situație. Există autoritatea de sănătate. Și la sistemul privat? Și la sistemul privat. Pentru că aici discutăm de o problemă de sănătate publică, care nu este nu se referă numai la cei care lucrează în sistemul public sau cei care lucrează în sistemul privat, iar copiii primesc asemenea adeverință de scutire de la studii pentru data celor 14 zile. O întrebare care am avut-o aseară, eu sunt mămică și puciul meu astăzi a fost la grădiniță, însă aș vrea să ne spuneți sfatul dumneavoastră pentru părinții din România, pentru că mulți au ales să nu-i mai ducă la grădiniță, la școli. Nu, este inutil, pentru că nu avem, deci încă o dată, nu există niciun caz de infecție cu coronavirus, lipsa de la școală nu produce altceva decât acumularea unor noțiuni pe care nu le mai înveți sau le înveți necorespunzător sau insuficient. Sunt măsuri excesive, la fel ca și dorința unor unități de învățământ. S-a și discutat, e total contrară legii să ceară adeverință, de exemplu, că nu este infectat cu coronavirus. Păi am văzut că Ministerul Educației le-a recomandat școlilor să anuleze excursiile în străinătate, iar programul școală altfel să se desfășoare în școli. Ar fi binevenită o mini-vacanță în perioada asta? Nu, haideți să ne limităm la... deci, chestiunea asta, când ani de zile am avut infecții gripale și așa mai departe, școlile au continuat să funcționeze și acum în fiecare săptămână aud chestiunea asta cu întreruperea cursurilor. Păi atunci putem să facem altceva, să întrerupem permanent cursurile de cursul iernic, că sunt foarte multe viroze respiratorii, și eventual să facem cursuri vara, când sunt mai puține viroze respiratorii. Adică nu este cazul să facem așa ceva. Și toți părinții ce să facă? Ne trimitem în continuare copiii la școală, vă trimiteți la școală și la grădiniță, învățați copiii și solicitați unității de învățământ să le pună la dispoziție apă și săpun, eventual dezinfectant pentru mâini. Dar ce tip de dezinfectant? Este pe bază de alcool, nu e un dezinfectant foarte simplu. Pe bază de alcool nu e niciun fel de dezinfectant special, atât virusul gripal, măsurile sunt identice. Evoluția bolii asemănătoare, modul de transmitere asemănător, prevenția este identică la nou coronavirus și la gripă sau la alte viroze respiratorii. Diferența este că la gripă avem vaccin, aici încă nu avem vaccin, probabil că o să avem anul viitor pe vremea asta, dar, repet, chestiunea asta să nu mergem la școală, să creăm panică, să creăm o psihoză, este total necorespunzătoare. Faptul că se anulează excursii în străinătate, în zonele afectate din Italia, asta este un lucru care este logic. Dar să spun că contramandez o excursie care are loc pe teritoriul României este lipsită de orice fel de sens, cel puțin în acest moment.